Cu muncă și perseverență au dovedit că pot avea succes. 5 jucători de la LPS au fost remarcați de un impresar care i-a selecționat să dea o probă la Academia de Fotbal din Budapesta. I-a plăcut 5 elevi sportivi de la mine. E vorba de Tărșă Marian, de Irimia Raul, de Bichir, Sonia și cu Enaiche. Adică copii care într-adevăr muncesc, copii foarte talentați, care eu sper să reușească la Academia din Budapesta. Juniorii sunt conștienți de oportunitatea care li se oferă și își doresc să confirme și să demonstreze că sunt buni. Eu și eu o parte pentru fotbalul din vest. Crezi că vei merge mai departe ulterior sau cum vezi tu viitorul pentru tine? Eu sper că voi merge mai departe, asta rămâne de văzut prin evoluțiile mele. Această șansă pentru mine înseamnă foarte mult pentru că de acolo am oportunitatea să ajung la o echipă mare din țară sau din afară. Unde ți-ai dori să ajung? Aș dori să ajung la echipa mare, la FC Vaslui. Înseamnă foarte mult, pentru că este o șansă în care o să fac pasă mare la o echipă mai bună decât asta. La ce echipă ți-ai dori? La ce echipă visezi? La Dinamo București. Juniorii vor sta timp de 4 zile la Budapesta. Dacă sunt buni, își vor continua studiile și antrenamentul la Academia de Fotbal din Ungaria.